Hai să luăm și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Geno. Astăzi o să vorbim despre hideout. Am primit uh, destul de multe întrebări de la persoanele noi pe acest joc. Întrebări legate de hideout, cum funcționează, uh, care sunt beneficiile lui și așa mai departe, și de aceea am decis să vă arăt hideout-ul meu, să luăm fiecare lucru în parte și să uh, vedem ceea ce ne oferă, care sunt plusuri, care sunt minusuri și așa mai departe. Bun, o să începem din această parte. Înainte de toate vreau să vă spun că hideout-ul meu, hideout meu este full, adică are absolut totul la maxim. Uh, ca să puteți să ajungeți la acest nivel, o să trebuiască să faceți quest-uri, cred că undeva până la level 30 și uh, 2, 33, ceva de genul, ca să ridicați uh, nivelul vendorilor, pentru că ca să puteți să faceți upgrade pe uh, hideout, o să vedeți că pe lângă diferite obiecte o să aveți aici jos, de exemplu dacă sunteți la level 2, ca să zic, o să aveți level 3, dacă dați click pe el, o să vedeți că vă cere anumite obiecte, uh, foarte important de știut, obiectele care vă sunt cerute în hideout pentru upgrade-uri, nu trebuie să fie find din raid, ceea ce înseamnă că puteți foarte bine să le cumpărați de pe Flea Market, dar în afară de obiectele care vă sunt cerute pentru un upgrade, vi se cere aproape la fiecare upgrade pe care îl faceți și unul dintre vendor sau în anumite cazuri chiar doi, de uh, un anumit nivel. Și dacă nu ai vendorul la nivelul cerut, nu poți să faci upgrade-ul. Foarte important, iarăși de știut, faptul că unele chestii se pot construi doar când ai alte chestii în hideout deja construite sau la anumit nivel. De exemplu, dacă tu vrei să faci intelligence la level 3, îl ai deja, să zicem, la level 2. Vrei să-l faci la level 3, o să-ți permită să faci să-l faci la level 3 când ai lavatorii level 3, când ai nutrition Unit level 3 și când ai generator level 3. Deci o să fii obligat, jocul te obligă să faci uh, le faci pe asta 3, de exemplu, level 3, ca mai apoi să poți face intelligence center la level 3. Adică important să mergeți pe fiecare parte, uh, pe fiecare uh, chestie din-ai dau jos. Vedeți la levelul următor o să vă iasă un ecran prin care o să vă spună ceea ce se cere și de ce aveți nevoie. Ok, haideți să mergem să trecem prin fiecare în parte să vedem ce ne oferă fiecare lucru. Avem aici Respace-ul care în momentul de față ne dă Negative Effects, Removal Rate, minus 12.7. Energy regeneration rate plus 4 uh, pe oră. Uh, avem de fapt 120 pe oră. Avem health regeneration unde avem 805 uh, pe oră în total. Și avem maximum energy reserve plus 10 points. Ceea ce înseamnă că dacă noi mergem aici o să vedem că avem 110. La început de joc, până când ajungeți să faceți upgrade pe rest space, o să aveți doar 100. În momentul în care maxați rest space-ul, o să aveți 110. Ceea ce este destul de uh, important. Valorile astea le aveți în momentul în care aveți uh, level max, level 3. După cum vedeți, toate care pot fi upgradate de obicei au level 3, care este level maxim aici la fel level 3, dacă aveți un level mai mic, o să aveți nu o să aveți chestia asta de maximum energy rest, uh, reserve pentru că asta o primești numai la level 3. Uh, Celelalte chestii o să le aveți, dar cu uh, un procentaj mai mic. După aceea, foarte importantă uh, library-ul ne ajută foarte mult pentru că avem Additional Ride Experience plus 19,5% și avem Group of Skill Leveling Boost Practical plus 38,1%. Ce înseamnă asta? Dacă noi mergem și ne uităm la skillurile noastre, noi putem să le vedem aici. Practical, Search, Mag Drill, Cover Movement, Surgery Plus crafting și hideout Plus următoarele care vor mai veni Deci noi aici Practic prin library ăla Avem un boost Ceea ce ne ajută să facem Să creștem mai repede levelul La cele skill-uri După aceea avem hitting-ul care ne dă energy regeneration rate uh, 128 pe oră și negative effects removal rate minus 63,5%. Deci asta merge puțin în, în parte cu respace-ul, ne ajută din acel punct de vedere. Avem după ce aici air filtering unit unde uh, grupul de skilluri uh, ne tot de physical ne uh, Ajută practic, practic să îl creștem. De ce avem nevoie noi aici? Avem nevoie de acest. Să vedem dacă mă amintesc numele. FP100 filter. Practic noi, acest filtru putem să-l cumpărăm sau o să putem să-l și craftăm, pe care îl putem băga aici și o să ne dea uh, un procentaj mai mare pe grupul de skill-uri Uh, vorbim aici de physical, nu știu de ce dar o secundă, pentru că la grupul de skill ar fi trebuit să fie physical, ok vorbim aici de grupul de skill-uri physical endurance, strength, vitality health, stress resistance metabolism și immunity practic vorbim de ce, cele mai importante skill-uri din, din joc dacă noi avem acel filtru sau l cumpărăm și avem Air Filtering Unit băgăm acel filtru și o să avem uh, un boost pentru pentru acele skilluri. Bun, după aceea Nutrition Unit, aici pe lângă Energy Regeneration Rate, Health Regeneration Rate și Hydration Regeneration Rate pe care le avem, putem să producem noi având obiectele astea sau cumpărându-le de pe FLEA, putem să le producem pe cele din dreapta. Cele din dreapta vor fi fine de raid, deci o să le putem folosi pentru questuri sau putem să le revindem pe FLEA. De exemplu, tușonca, această tușonca mică, pentru care la un moment dat ai un quest la terapist și trebuie să-i dai 15 tușonca de, de acest gen. E destul de frustrant uh, quest pentru că nu sunt uh, foarte ușoare de, de găsit și atunci pot să le craftez aici în, uh, în hideout pentru că zia să de ray și atunci o să poți să le folosești. Aici avem Water Collector și Booze Generator. Water Collector, noi aici putem să luăm să băgăm un Water Filter, Uitați aici, water filter. Așa. Să vedem dacă reușim să luăm unul. Ok, am luat un water filter. Îl bag aici. Și water filterul îmi produce purified water. Cu această purified water, odată ce water filterul mi-o produce, pot să o folosesc aici, împreună cu două pachete de zahăr și o să obțin un moonshine deci pot să încraftez moonshine-ul avem după aceea generatorul care uh, îl începi cu două sloturi la level 1 patru sloturi o să ai când faci level 2 și la level 3 o să ai trei sloturi generatorul trebuie să fie pornit tot timpul pentru toate Uh, chestiile astea din uh, iDout, din mai puțin pentru lavatori lavatoriul este singurul care nu cere generator după aceea, Solar Power Solar Power în momentul de față este destul de scump să îl faci deoarece printre alte chestii pe care ți le cere care oricum sunt destul de scumpe îți cere AESA care în momentul de față În momentul de față este 1.800. Uh, dar în timp își recâștigă banii pentru că îți dă un fuel consumption de minus 50%, ceea ce înseamnă că mie fuelul în generator îmi durează mult, mult mai mult. Avem apoi vents. Vents nu ne oferă absolut nimic nou, dar este una din acele chestii pe care jocul ți le cere, te obligă practic să le dezvolți, pentru că dacă nu dezvolți vents, nu o să poți să construiești alte chestii aici. Deci la un moment dat o să ajungi blocat, nu țin minte exact unde, dar o să, ca să mergi mai departe cu dezvoltarea uh, unor chestii de aici, workbench o să spună că dacă nu ai vens la level 3, nu o să poți să-l faci. Deci ești obligat să-l faci. Același lucru și pentru security, exact la fel. Nu-ți oferă absolut nimic, dar este obligator să-l faci pentru că nu poți să mergi înainte cu alte chestii. Scav case. Scav case, uitați, avem de colectat. Nu am primit mare lucru, dar asta este. Ok, ce este scaf case-ul? Scav case-ul, odată ce l-ai făcut, aici el nu are un level, este doar așa. După cum puteți vedea, avem diferite opțiuni aici. Practic, noi trimitem scavii noștri în ride și se întorc cu niște obiecte pentru noi. Putem să-i trimitem pentru 1000 de rubli, pentru 7000, 85000, un moonshine sau un intelligence. Îi dai start doar și pleacă. Timpurile de așteptare sunt diferite în funcție de ce opțiune alegi, dar și lotul este diferit, adică ai mai multe șanse cu un intelligence sau un moonshine să primești un lot valoros decât cu 1000 sau 7500. 85K este cel mai echilibrat, eu îl folosesc peste zi și doar seara eventual le dau un dock case sau un moonshine pentru că oricum durează destul de mult și dimineața îi dau colect. Dar aici este un fel de loterie, pentru că pot să dai 350 de K pe un moonshine și să-ți aducă scavi obiecte în valoare de 20 de K. Cum poți să-ți aducă obiecte în valoare de 5 milioane. Deci e o loterie, practic. Aici avem stash care nu este altceva decât mărimea stash nostru, inventarului nostru uh, în caracter adică aici, vorbim despre mărimea acestui stash, pe care cu cât, bineînțeles, o ridicați la un nivel mai mare cu atât, o să vedeți aici că numărul uh, de pătrățele din stash crește. Avem după aceea Bitcoin Farmul, unde uh, noi producem Bitcoin. În momentul de față, este probabil cea mai bună investiție pe care puteți să o faceți în Idaho, pentru că un bitcoin valorează undeva la 820-830 K în momentul acesta, dar este și destul de scumpă, atât să o faci, cât și după aceea să o faci să-ți meargă cât mai repede, pentru că trebuie să bagi în ea graficarduri. Un graficard în momentul de față este 1.800.000, după cum puteți vedea și eu, vedeți aici, am 30 din 50, uh, cu 30 de grafic carduri fac puțin peste 2 bitcoin la zi. Nu este rău, adică dacă stai să te gândești, dacă aș vrea să-mi dau un max la bitcoin farm, ar trebui să mai au încă 20 de bitcoin la producția pe care am în momentul de față, fac aproape banii de un, un grafic card, ceea ce înseamnă că în 20 de zile mi aș recupera banii. Plus că dacă eu adaug cele 20 de grafic carduri, timpul o să mai scadă, o să ajung să fac 3 bitcoin-uri pe zi, adică mi-ar trebui undeva, cred că la vreo 13-14 zile, ceva de genul ăsta, să colectez bitcoinii și îmi recapăt banii. Iar după aceea este total, total profit. Deci aici chiar merită investit pentru că vă scoateți banii pe investiție și după aceea faceți o grămadă de bani. Avem aici lavatorii, unde putem să producem, așa cum am văzut, nutrition, food and drink, med station, cred că am sărit peste ea, med station, vă dă health, bineînțeles, și puteți să craftați tot felul de chestii medicale unele chestii care vă sunt cerute în, în questuri, ceea ce ne ajută foarte mult, ca de exemplu Ledex este cerut în questuri, avem și Defib care este cerut în questuri, plus alte chestii, toate vă vin date fain de red dacă le craftați aici, de sunt foarte utile. La fel avem aici lavatorie unde putem să craftăm altfel de chestii, dar sistemul este același, vedeți aici FP100 cel de care vă, vă vorbeam mai devreme pe care l-am folosit, pe care putem să-l folosim în, în air filtering. Deci aici poți să craftezi diferite chestii, poți să faci și bani cu chestia asta, adică dacă tu vezi cât valorează acest obiect pe flea, vezi cât uh, te costă investiția, adică materie, materialele de care ai nevoie, dacă în momentul în care îl vinzi pe market îl vinzi cu mai mult decât tu ai investit aici, bineînțeles că ai un, uh, un profit. Apoi avem Workbench-ul, la fel ca și lavatorii, doar că aici pe Workbench vorbim mai mult de glanțe, gunpowder și chestii de, de genul ăsta. Vedeți, lista este destul de, de lungă. Și ultimul lucru pe care îl avem este Shooting Range. Shooting range practic ne permite să ne încercăm armele. Stați să văd dacă am o armă. Da, uite, am un Mosin. Adică eu vreau, am o armă și vreau să văd cum trage, vreau să-i văd uh, rinculul, vreau să văd tot felul de nebunii, intru în hideout, vin aici, try out a weapon, am arma și pot să o folosesc. Cam acesta este, aceasta este treaba cu shooting range, nu trebuie să vă preocupați deoarece glanțele nu nu vă vin folosite, adică poți să tragi liniștit în momentul în care ieși din hideout, uh, ai glanțele înapoi, deci nu se consumă. Bun, cam aceasta a fost treaba cu hideout-ul, sper că am reușit să vă explic uh, puțin, să clarific ideile celor noi în ceea ce privește hideout-ul, ce ne oferă, uh, cum se dezvoltă și așa mai departe. Vă mulțumesc tuturor, lăsați un like dacă v-a fost util videoul, un coment, dacă aveți alte întrebări, have fun baits!